Ministerul Muncii, împreună cu bugetul de pensii, primește o alocare de 78,5 miliarde, reprezentând 9,6% din PIB, față de 72 de miliarde, reprezentând 9,5% din PIB în 2016. Deci cu 6,5 miliarde mai mult pentru acest domeniu. Ministerul Muncii are ca principale obiective pe, pe care le va derula cu susținere financiară din acest buget. Creșterea salariului minim de la, la 1450 de lei de la 1 februarie, creșterea pensiei minime la 520 de lei de la 1 martie, majorarea valorii punctului de pensie la 1000 de lei de la 1 iulie, programul prima chiriei, programul primul salariu.